Elevii hunedoreni din clasele a 8 au susținut zilele trecute simularea evaluării naționale. Din cei peste 3800 de elevi înscriși pentru a susține probele, doar circa 3400 au fost prezenți. Iar dintre aceștia, aproximativ jumătate nu au fost destul de bine pregătiți, pentru că nu au reușit să obțină note mai mari de 5. S-a finalizat și această etapă, peste 3800 de elevi înscriși ar fi trebuit să se prezinte, dar și în cazul evaluării naționale am avut un procent de absenteism. Bineînțeles, este vorba și de o perioadă în care există destul de multe cazuri de viroză. În ceea ce privește rezultatele, avem un procent de promovabilitate, respectiv note peste 5, de peste 66% la limba română, 68% la limba maternă și 25% la matematică. Astfel, din cei 3465 de elevi care au susținut proba la matematică, 690 au obținut note de 1, iar 750 note de 2. La proba de limba română au fost 180 de elevi care au luat nota 1 și 279 care au obținut nota 2. Totuși, au fost și elevi care au luat și note de 10, 8 la matematică și 10 la limba și literatura română. Este important de știut că în cazul evaluării naționale nu este importantă media să fie peste sau sub 5, bineînțeles că noi ne-am dorit doar medii pozitive, dar această medie se ia în calcul pentru obținerea mediei de admitere, deci fiecare elev absolvent de clasa 8-a va avea un loc într-un liceu la toamnă. Înscrierile elevilor de clasa 8-a pentru susținerea evaluării naționale încep în 17 iunie, iar prima probă la limba și literatura română este programată pentru data de 25 iunie.